Autoritățile palestiniene au anunțat că 1000 de moschei au fost distruse de la începutul războiului. يشعر الانسان بالحزن لما يرى بيوت الله سبحانه وتعالى مهدمه ومكومه كومه من التراب ولكن لا نستطيع الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. برمضان في عام 2024 نشعر بالحزن الشديد، يعني احنا المسجد هذا من رواده من 20 سنه. وفهي راح بغمضة عين قصف غمضة عين. Între timp, la Rafa, avioane de război israeliene au lovit o clădire rezidențială în care se aflau 400 de persoane, la câteva minute după ce locuitorii au primit ordin de evacuare. Autoritățile palestiniene au spus că nu au existat victime, deoarece oamenii au reușit să fugă din apartamente. كلهم سكنين كل التمانين شقة هذه مسكونة انزلنا نجري أطفال نساء شيوخ شباب كله هيتو وزي ما احنا ما معنا حاجة يا دوب وصلنا بس مسافة بسيطة جدا خبطوا البرج. În mai multe zone din Gaza, oamenii au adunat proviziile lansate din avioane. Totuși, locuitorii se plâng că o parte din ajutoarele parașutate deasupra regiunii devastate de război au căzut în mare. إن موضوع المساعدات موضوع همجي ومش عاجب الجميع واحنا كلهم بنجي هذه مناطق مقطوعة وأغلبية المساعدات بتقع وبتخرب في البحر وما حد بحصل إشي وفيش مواصلات والطريق صعب وبدنا طرق أفضل. Între timp, la Tel Aviv, protestatarii s-au încăierat cu forțele de ordine. Oamenii au ieșit din nou în stradă și au cerut demisia lui Benjamin Netanyahu și a întregului guvern. Ei sunt nemulțumiți de modul în care autoritățile israeliene au gestionat conflictul cu gruparea Hamas și mai ales faptul că nu au reușit până acum să aducă acasă toți ostaticii. I think that our government has to call to announce a one-sided ceasefire now and stop the war. Because I think it is most important that the hostages will be released, and I think this is the only way to release them. I think there is no point in carrying on with this sort of slow war. We're not going to achieve anything, and we're losing time, which is life for our hostages. Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, a declarat că aproape 31.000 de palestinieni au murit de la începutul războiului. În partea israeliană, peste 1.200 de civili au fost uciși atunci când Hamas a atacat Israelul.